Mâine în țară sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. La Briceni și Soroca sunt prognozate 18 grade, iar la Bălți cu un grad mai mult. La Orhei vor fi 20 de grade, cu un grad mai mult va fi la Tiraspol. La Leova și Comrat maxima va ajunge la 22 de grade, iar la Cahul 23. Mâine în capitală sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Ziua vor fi 21 de grade, iar noaptea 18. În următoarele zile se va răci, iar termometrele vor arăta până la 24 de grade ziua. Noaptea sunt anunțate între 12 și 15 grade Celsius. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va ploua. La Madrid vor fi 25 de grade, la Paris se așteaptă 19 grade, iar la Londra cu 2 grade mai puțin. În capitala Italiei, maxima va ajunge la 23 de grade, iar la Berlin se așteaptă 15. La Viena și Budapesta, cerul va fi variabil și se vor înregistra 18 grade. La Varșovia și Praga se așteaptă 15 grade, iar la Belgrad cu unul mai mult. La București și Kiev sunt prognozate 20 de grade însoțite de ploi cu descărcări electrice. La Atena, maxima va fi de 26 de grade. La Moscova, cerul va fi noros și sunt anunțate 18 grade. La Ankara se va încălzi până la 31 de grade Celsius.